Ama hecho un indicator al stării de tensiune a unui atmator auto, așa m-am gândit. E făcut pe baza unui Artini, 85 cel de aici, brat. Aici am un Arduino, n-am dat doar să alimentez plus minus 5 pentru programare. Și tot de acela RGB, cel de aici. Deci, crește tensiunea, deci e ca consideră că este acumulator descărcat. Acum este slab, tot descărcat, dar funcțional. Aici este undeva într-o, să zic, e tot descărcat, dar slab. Deja, deci s-a încărcat. Acum este prea... Bine, nu, trebuie să fac pragul mai mare, dar alimentatorul nu merge mai mult. Bun, deci când scad sub... E la 42, deja trecem starea asta. Coborăm iar tensiunea. Încă nu știu dacă e bine cu aceste pulpiri, dar cel puțin pentru descărcat trebuie să pun un pulpit. Deci tot e atinge 85, programat pe o scheș de Arduino.